Schiatul este cel mai iubit sport de iarnă și pe bună dreptate. Ne potolește setea de aventură și crește adrenalina, dar în același timp stimulează abilități de care oricine are nevoie. Coordonare, echilibru și concentrare. În plus, practicarea schiatului combină excelent statul în aer liber cu activitatea fizică și expunerea la lumina solară, de care iarna cam ducem lipsă. Astfel, pe lângă beneficiile fizice evidente, s-a demonstrat că acest sport ameliorează și simptomele depresiei sezoniere. E important să nu renunțăm la activitatea fizică în sezonul rece, dar e adevărat că temperaturile scăzute ne restrâng serios opțiunile dacă nu suntem pasionați de antrenamentele la sală. Avem, în schimb, varianta sporturilor de iarnă, o modalitate excelentă de a îmbina mișcarea cu distracția. Beneficiile fizice sunt evidente. La schi, pentru acest sport, lucrează majoritatea grupelor musculare, dar în special picioarele, mușchii picioarelor și ligamentele și încheieturile. Pentru asta, cel puțin, aș zice eu, să fie făcută înainte o încălzire cu toate grupele de mușchi, începând de la cap și până la picioare, insistat asupra picioarelor, dar orice om, să zicem așa, cu o condiție fizică cât de cât normală sau aerobă, poate să învețe acest sport. Partea cea mai bună este că aproape nu există o limită a vârstei la care te poți apuca de schiat. Nu de puține ori ne-au uimit imaginile cu copilași care abia au învățat să meargă, dar par profesioniști pe pârtie. Nu există o vârstă clară neapărat pentru a începe acest sport. Cel mai mic copil pe care l-am învățat l-am pus pe schiuri, de fapt a fost un an și jumătate, iar cel mai vârstnic schior, să zic așa, în jur de 70 de ani. Dar dacă tot ar fi să alegem o vârstă optimă pentru începerea acestui sport, părerea mea este că între 5 ani și 12 ani e o vârstă potrivită. Indiferent de vârstă și de experiența acumulată pe schiuri, pentru a evita accidentările sau febra musculară de după, este important să avem echipamentul potrivit pe pârtie. De asemenea, există un cod nescris al schiorilor care pornește de la respectul față de ceilalți sportivi. O să încep cu casca, care e cel mai important lucru la schi, fiindcă în caz de accident ne poate salva viața. Avem nevoie de o bluză de corp pe dedesubt, un polar eventual, la fel și la pantaloni, o pereche de colanți, deasupra o geacă și pantaloni impermeabili, clăpar și schiuri. Astea sunt stabilite o serie de reguli care trebuie respectate, iar cei mai mulți dintre schiori le respectă. Printre ele ar fi adaptarea vitezei, virajele să fie largi, să fie distanță între cei care schiază mai repede și cei care începători, să zicem, și așa mai departe, cei care urcă sau coboară pârtia fără schiuri va trebui să o facă pe marginea pârtiei. Dacă în caz de cădere trebuie să eliberăm pârtia cât mai repede, dacă pârtia se traversează sau pornim acum spre vale și dorim să alunecăm, trebuie să ne asigurăm în amont și așa mai departe. Iar dacă se întâmplă un accident, cel mai bine să chemăm reprezentanții Salvamont prezenți pe pârtie sau să sunăm la numărul 0 Salvamont. Un alt avantaj evident al acestui sport s-a văzut chiar în pandemie. Nu sunt multe posibilități de a petrece timpul în aer liber iarna. Pe pârtie însă a fost liber la mișcare. Legat de pandemia care ne-a încurcat pe toți în ultimii câțiva ani, acest sport a ocolit acest subiect aproape total, fiindcă activitatea se efectuează în aer liber și atunci toată lumea a putut să beneficieze de timp plăcut afară. A fost mai multă lume, probabil din cauza faptului că se iese mai greu în afară și
turismul, din punctul ăsta de vedere, puțin a avut de suferit și atunci s-au concentrat toți, cel puțin la școala de schi, toți cei care au vrut să învețe au trecut pragul școlii noastre de schi. Atenție! Una dintre cele mai frecvente greșeli este să credem că putem învăța singur să schiem. Cu o poziție incorrectă și fără echipamentul potrivit, riscul de accidentare este unul foarte mare. De aceea apelați la un instructor, măcar pentru primele 2-3 lecții de schi.